Prin rai copii au dus-o foarte bine, cum ar fi dus-o oricine, jucându-se cu gâzele și iezii care săreau pe mugurii livezii. Nici culcă-te de vreme, nici te scoală, nu era cine ține socoteală că întârzi Adame de la școală, că lecția s-o spui fără greșeală, că Evă încă nici nu te-ai pieptănat și te găsește prânzul tot în pat. Nimic, nici tați, nici mame, nici dădace, nici profesoara rea ca o răgace, nici dascălul cu zgârci îmberegată care să sâcâie băiatul și pe fată. Totul era de glumă și de joacă și așteptai doar pomii să se coacă. Dar ce-i veni într-o zi lui Dumnezeu? Că se arăta încins în curcubeu și de-te-ntâile porunci, anume ce-i iertat și nu e să mănânci. Din pomul ăsta, Evo și Adame, să nu vă atingeți nici de cum de poame. De unde nu cunoașteți că vă așteaptă pedeapsa mea cea crâncenă și dreaptă? Ai auzit? Am auzit. Ce fel că se mânie Domnul însuși el? Mi-e tare poftă, dragul meu, să gust tocmai din pomul ăla, plin de must.